Mulțumesc că a intrat Paul pe live, apreciez. Așa. Mulțumesc că ați intrat cu toții pe live. Hai să începem live-ul. Ok. Am zis să fac și eu ceva cu Granny, că mulți ați vrut, mai bine spus Costi a vrut foarte mult, dar da, hai. Sper că e destul de ok sunetul jocului și vocea mea, să-mi spună și mie cineva că e ok. Eu zic că e ok. Play. O să las aici. Ok, o să ne jucăm pe hard, pentru că așa am zis că o să fac. Da. Sperăm că o să ne iasă ce vreau eu. Continue. Hai. Ziua 1. Mamă, nu mai e nimeni pe live? Ciudat. Ok, hai să vedem ce avem noi aici. Păi momentan nimic. Hai nimeni, nu intră nimeni pe live. Ciudat. Ok. Hai că suntem bine. Ceva și Granny acolo. Ok, o să mergem afară. Să punem acest cogwheel, să-l lăsăm acolo, că dacă tot l-am găsit. Și e bine. Dacă ar fi aici un cogwheel, ar fi genial. Nu, nope, logic că nu e. Deci ar fi, nu? Mi se pare foarte logic să nu fie. Ok. Am pus-o acolo. Hai să fugim în casă după ce am dovorât acel lucru. Sper să și vină. Ok, vine. M-a văzut ce rapid e. Mă cam sperie acest lucru. Din motive logice. E ceva aici? Nope. Da, e un bear trap, that's logical. Fuck.
a auzit acel lucru, logic, pentru că a pus Bertre apoi la retardat. Ce enervant. Și deja moare bateria, pentru că... Da. Unde naiba? Uite-l aici. Scuzați-mă, o secundă. Bă, dar nimeni pe live. Asta e foarte ciudat. Bă, eu îl fac acolo, dacă nu vrea nimeni să intre în mine, bine, mă. Hai să dau un restart, că la Wi-Fi sper să meargă. Dacă nu, nu știu. Ok. Nu știu de ce am două liniuțe de Wi-Fi, dar... Ok. Foarte ciudat din punctul meu de vedere. Cum era lângă ușă? Asta e ireal, Doamne. Bă, dar era fix lângă ușă. Nu, nu vreau, cum n-ai avea, erai fix lângă ușă. Ok. Vrea aia să stea acolo lângă ușă, nu știu, avea treabă. Am scăpat la, pe mucheie cuții, sunt sigur. Ok. Interesant. You see me, Pedro. Ok. Eu nu intru. Interesant. Mă simt trist. Asta ca să vin o dată afară, să știu unde e. Ok, uite că vine. Bă, păciunea asta rapidă. Nu știu de ce, pe hard e extrem de rapidă. Ok, și dacă nu găsim ciocanul și găsim total altceva, o să fac un anumit glitch, ca să ne aștept să terminăm. Adică un fel de glitch de la care pui vaza sus la etaj și reușești să o faci, adică nu o să mai ai nevoie de ciocan deloc. Dar asta o să o fac decât dacă nu găsim ciocan, pentru că mi se mai întâmplă să nu-l găsesc. E ca un fel de salvare. Hai, Bobociune, du-te odată. Ok. Sper că a plecat și că nu mai vine. Înapoi. Acesta este super, super, super. Ok. Mersi, adică, ok. Nu știu ce să spun la chestia asta. Dacă tu zici că e super, 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 atunci e super, super, super. Ce pot eu să spun? La perfecție. Fugi. Normal ar trebui să vină. Ok. Sper că ea a fost. Uite-o, uite-o, suntem pe bines. Fugi. Avem nevoie de anumite componente care nu știu unde sunt, dar trebuie să le găsim. Nu știu unde să merg. Fuck! Ți-am tras-o, babă! Ți-am tras-o! Păcat că mergea așa de încet încât a reușit să mă vadă, că dacă nu... A fost așa de bine. Sper să nu intre în basement. Că până acum n-a intrat. Ar fi și ciudat să intre acum. Ok, suntem bine. Hai să mergem afară să tăiem acest melon. Adică această lubeniță, nu știu de ce v-am zis în engleză, dar e ok, ok. Da, se mai întâmplă. Să sperăm că nu e afară. Ar fi și culmea, dar se mai întâmplă.
Jocul ăsta e foarte interesant, are niște bug-uri foarte tari, care mie nu-mi plac. Weapon key. Perfect. Acum așteptăm să vină afară și să plece și după ne luăm weapon key-ul care va dura 30 de secunde, din păcate, adică prea puțin pentru a câștiga. Dar e ok, ok. Nu ne supărăm. Și alea sunt bune. Reușim să facem ceva, să căutăm prin rafturi. Și de fapt, ba nu, că nu pot să caut prin rafturi. Primul lucru care trebuie să-l fac va trebui să trag în chestia aia de sus, o dobor. Și după să mai împușc încă o dată. Și de-abia după să caut. După ce am împușcat-o. E logic. Ok. Fix, a venit fix, ok. Salut, băbăciune. Ok. Ne luăm arma și o să așteptăm să o împușcăm pentru a ne face treaba. Din păcate, acele 30 de secunde vor dura așa de rapid încât o să ne trezim cu acea băbăciune. Nu știu, așa îi spun eu. În față. Și o să pierdem o zi. Și în a doua zi va trebui să... va fi ușa încuiată la dormitor și toate porcările astea care o să mai enerveze pe mine. Dar n-am zis să-i fac. Hai să sperăm că e ceva aici, o baterie, ceva. Absolut nimic, thanks. De ce? O baterie? Nu prea găsești bateria acolo. Asta a fost interesant. Hai să sperăm că acum când o să dau shoot, o să meargă. Știți? Data trecută când n-a mers, am apăsat pe shoot de 3 ori și n-a funcționat. Și m-a prins pentru că are un range de la de armă. Adică armă de aia cu firearm, nu știu cum să zic, pistol, are așa range-ul ei cu bătaia. Și de la o bătă care nici nu o dă foarte rapid, ți-o dă așa tare. Ok, ea nu vine. Why? Vreau ți-o dau. Plus. Am nevoie. Haide. A. Ce m-am speriat. Hai mă. Hai mă. Ok, fugi. Ciocanul e acolo, logică e. Ok, ia ciocanul și fugi în pod. Sper că nu se spawnează în pod, nu? Ar fi ciudat. Ok, suntem bine. Și cred că s-a trezit, nu? Da, s-a trezit. Nu am mai luat arma, băieți. Am încercat decât să-mi fac treaba cât mai rapid. Ați văzut cum am făcut. Îmi pare rău, dar... cred că arma aia nu o să mai folosim prea curând. Adică, nici nu știu... unde am lăsat-o eu? Ok. De unde am luat ciocanul? Acolo am lăsat-o. Din păcate, nu cred că o să mai folosim prea curând. Dar e ok. E mare chestie. Că nu prea putem să folosim arma așa de mult. Cred că arma o să o folosesc numai atunci când știți voi, o să scaut în sertare, că acolo o scârție podeaua și porcările ăștia. Și cred că de-abia atunci. Dar în rest nu. Nu vreau să mă joc hide and seek. Că mă cam sperie, știi? Mi-e frică. Băbăciunea aia, când iese acum din acest cufăr, să nu vină pe ușa aia, că m-aș speria rău. Știți, eu fac totul safe, înțelegeți? Vreau să pierd prima zi, că asta e prima zi e cea mai importantă. Aia zice dacă, bă, vei termina jocul sau nu. De ce? Pentru că din a doua zi încep să fie bug-uri și porcării. Deci prima zi e cam cea mai safe. Încearcă să nu mori, frate. Înțelegi? Să nu dăm fail imens.
Păi suntem bine momentan, cred. Am terminat cu ciocanul aproape. Mai trebuie să scot cuiele de la ușă. Care normal e primul lucru pe care îl faci, dar eu nu știu, eu am fost mai special în acest mod. Dar e ok, ok. Facem și aia. Așteptăm de să vină băbăciunea, că sigur vine. Dacă nu vine, e bug. Că normal e aud de tot, nu-i așa? Și vine fix acolo. E logic. Haide, mă. Și mă enervează. Vii, mă! De beată? Cred că e beată. Vino, mă, băbăciune! În baia am fost. În camerele n-am căutat pentru că n-am putut. Trebuie să pun bateria, trebuie să... Ok, hai că avem destule lucruri de făcut. Și aia nu vine. Bă, deci dacă eu acum merg și vine, nu mă mai joc. Deci mă mai joc, mă supăr. De ce a căzut jos? Eu mă simt foarte trist acum. Pentru că e... Oh my god, de ce? Mă simt trist pentru că... Cum mai iau ciocanul ăla de acolo? Oi de viața mea, nu vreau să mă joc hide and seek. Sper că vii, nu? Sper că ai auzit aia. Cam am nevoie de acel ciocan. Înțelegi? Hai mă. Fail. E fail ăsta, e fail. O să-mi dea ciocanul, o să-mi dea cu băta în cap. Ciocanul ăla va dispărea, va înghiu prin pereți. Pentru că bug-uri, nu știu. Bă, dar de unde știu eu unde e? Hai, du-te acolo, te rog. Chiar nu auzi chestia aia? Muche de cuțit. Te-am spart, bătruno. Mamă, da. Mereu mi-era frică că nu apuca acel screwdriver retardat și mereu mi-e frică de chestia asta că nu-l apucă. Safety-ul, perfect. Suntem bine. N-am murit deloc. Hai, băbăciune, vine. Te-am atras, hai. Am nevoie să vii acolo, hai. Dar vino. Plus. Mersi. Apreciez. Ești prost. Nu! Hai că e bine, suntem bine. Suntem foarte bine. Mă, dar... Nu înțeleg... De ce nu vine jos aici? Că nu pot să plec, că dacă e acolo... Ce nervant e bătrâna asta. Te rog, vin aici. Haide, nu te duci afară, nu-mi pasă. Hai, vin aici. Vreau să știu eu că ești aici, să fiu sigur. Haide. Așa. În sfârșit faci tu ceva bine. Sper că acea șurbeniță am avut nevoie de ea de cât acolo, dacă nu e bine. Și acum, sincer, nu știu ce să fac. Aș merge sus, dacă scârție podeaua. Hai de viața mea, oare.
Firar. Eu acum tot ce sper este să nu vină prin camera mea. Deci asta e tot ce sper în acest moment. Vreau să se întoarcă, să facă calea întoarsă. Deci dacă face, sunt fericit. Doamne, de ce n-am norocul ăsta, doamne? De ce? Și acum știi ce va face, pentru că ea e foarte inteligentă. Ce? Cum a pus treabă? Bă, deci dacă eu ies fix în el, nu am să cred. Deci jocul ăsta mă vrea mort. Deci eu n-am să cred. O să o lasă plece cât mai departe, să am timp. Deci n-am să cred dacă se întâmplă chestia asta. Deci n-am să cred pe toată viața mea, zic, n-am să cred. O să plâng. What? Bă, nu-i corect! Firai tu să fii de băbăciune! Ați văzut? Bă, ce hackeriță împuțită! Bă, de-i s-a întors, a vrut ea așa! N-avea ce să facă. Doamne, cum am scăpat. Dacă mă băgam sub pat, pierdeam. Și de-aia am zis, bă, hai să încerc să fug. Am fugit, dar erau, deci aveau trapuri peste tot. Așa, du-te, naibii. Hai să fugim. Hai, mă, cine? Simi pe dracu. Easy. Ok, mai trebuie să să scot chestia aia de sus, dar nu știu cum să o fac. Trebuie să am timp foarte mult. Așa că o să o trag afară. Trebuie să am timp berechet, pentru că e foarte rapidă. Așa că asta e tot ce o să fac. Fugi, acum trebuie să mergem neapărat fix în pod. Asta e destinația. Perfect, hai că suntem bine cu timpul. Cred și sper. O să o luăm pe aici mai bine. Sper că nu m-a văzut. Doamne, te implor, nu. Fac orice. De ce trebuia? Măi, eu trebuie să țin minte sau nu mai au pe mijlocul încăperilor. Te rog, spune că nu vii. Ar fi senzațional. Senzațional. Nu știu cum aia să spun. Tot ce vreau să nu vin. Ok, stai bine. Cred. Băgame! Am dan. Nu e corect. Deci nu e corect. A alunecat. Logic a alunecat. S-a dus în stânga. Mi se pare foarte logic. Nu se putea să stai mai drept. Hai, frate, serios. Și acum punem pariu pe nimic că ușa se închisă. Of course. Foarte logic. Poate nu o văd prin găurile așa, să vezi și mă enervez. Că mi s-a mai întâmplat să nu o văd prin găuri, nu știu de ce. Hai deodată.
A doua zi e cea mai proastă, nu știu, eu urăsc a doua zi, că încep din camera asta retardată și așa de... așa nasol. Oriunde s-ar duce, știi că e rău. Poate face cale întoarsă, să știi. Păi și e pierdut atunci, că tu vrei să ieși fix în momentul când vine ea. Aha. Doamne, doamne, mă face jocă să stau cu inima în loc, bă, deci să mor eu. Ok, am murit odată. Ok. Unde este Pellocchio? Sper că e acolo unde am murit, că dacă nu, e rău. Pentru că acolo am murit, nu? Hai de viața mea, doamne. Vedeți? De-aia fac eu videoclipurile ăștia lungi. Că ăsta e live, da. Nu contează. Hai mă, du-te odată. Bă, de ce are touch-ul ăsta cu mine, bă? Hey gaming, tu ce zici acolo? Eu nu înțeleg. Hai odată. Oh, dar ce repede ai deschis ușa. N-am mai făcut instant. Ok. Nu știu dacă e acolo, cred că s-a întors. Cred. Ce șmecheră e. Nu că ea e... ah, ok, era afară. Eh, hai să zicem că nu prea contează. Ce să facem noi acum? Hai să luăm arma. Mă, dar unde e arma? Doamne, de ce fac ăștia asta? What the fuck? Doamne, am un ghinion. Uite, eu niciodată nu am avut noroc în jocurile de genul acesta. Mereu să le găsesc, să nu se întâmple nimic nasol, chestii de așa. Eu mereu am avut ghinion, așa. Eu înțeleg care e logica. Și de ce se întâmplă chestii de așa. De ce nu am și eu noroc alții? Să termin hard mode în 10 minute. Și se întâmplă să termin 2 ore sau ceva. Sau nici nu termin. Nu-i corect, nu știu. E stupid. Măi, de ce n-a venit afară? Voi vă bate joc de mine. Urăsc jocul ăsta, îl urăsc. Îl urăsc, îl urăsc, de ce nu s-a dus afară? Trebuia să audă ușa. S-a reîntors chestia aia sus. Poate mi-apare în față, mă cac pe mine. Du-te afară odată. Prima dată se duce și afară, aleluia. Trebuie să se duc acolo, că dacă nu mai fac niciun pas în plus. Uite-o. Ok. Acum. Luăm bateria și o punem în ușă. Unde naiba este arma aia?
Eu o tot spun. Unde este? Că eu n-am aruncat-o pe nu știu unde. Am luat ciocanul ăla de sus și aveam arma în mână. Nu? Așa e, nu? Tu zboară. Ce putem să fac eu? Am zis să încerc, poate iau și o baterie. Jocul ăsta e mereu pe tensiune. Că jocul e stupid, înțelegeți? Pune bear trap-urile fix unde nu trebuie. Ia uite-o. Ei, ce faci, bătrân? Pui un bear trap, logic. That's logical. Am de cod și master key. Eu tot vreau să înțeleg. Bă, de ce merge în lag? Bă, s-o mur eu, aveți o problemă cu mine. Fix în momentul ăsta trebuie să fie lag, bă. Nu știu la ce să mă mai supăr, deci eu încerc să fiu foarte normal. Nu pot să fii mai normal, că eu știu cum merge. Doamne, doamne, de ce? Ce vreți, mă, de la viața mea, doamne? Să dau pe main menu, da, mă omora. Ok, mai am nevoie de un cogwheel și o să-i primesc un item. Pun pariu că la master key. Ok, dar unde e codul? E în rafturi. Deci hai să zicem că noi am terminat jocul, da? Ăsta e terminat. Care sunt șansele să pierd? Ah, da. Bug-uri. Și nu găsesc arma. Foarte interesant, nu? Unde naiba e arma? Fără armă eu nu pot să caut în rafturi. Pentru că n-ai timp. Aia vine instant. N-ai cum să cauți, vă spun foarte sincer. E imposibil. E nici măcar nu vine, vedeți? De ce? Ce are doamna asta în vârstă cu mine? Ce are băbăciunea asta? De nu vine la comandă. Dar vine că nu trebuie, doar că nu trebuie vine. Poate vine acum. Cum am mai zis, poate vine. Acum a să vin. Trebuia să fie aici. Cine? Bă, s-a blocat pe undeva? Trebuie neapărat să fac un zgomot în casă ca să vină? Cum? Deci parcă nu se... Bă, deci știți unde cred eu că era? Deci parcă era pe altă planetă, de panturiziat atâta... Cum am zis? Unde n-ai? Ea a venit, pentru că logic. Nu știu ce să mai fac, băieți. Eu nu găsesc nimic. Și ca să găsesc am nevoie de armă, dar eu nu găsesc arma. E logic ce zic? Eu nu găsesc armă. Unde naiba s-o fi băgat dacă eu am aruncat-o acolo unde am luat acel ciocan? S-o fi băgat, nu știu. Sau... A! Cred că știu ce trebuie să fac. Am o idee. Am o idee, băieți, dacă mi iese va fi șmecher. Bine, dacă mi iese, pentru că știți, nu se întâmplă. Bă, asta cumva s-a întors? What? Bă, lasă-mă, bă, lasă-mă, că asta e ireal. Deci a ieșit tot pentru o secundă și s-a întors. Dar nu te duci tu la zgomot. E prea greu, te dor picioarele. Poate e aici. Deci poate e aici, să mor eu. Deci fac urât. Du-te afară și stai acolo. Pentru maxim 10 secunde. Măcar. Ok, mai mult de 10 secunde dacă vrei. Eu nu mă supăr. Ok, ce am zis că fac? Ok, am înțeles, gata. Hai, du-te. Du-te, nu te bloca în pereți. Du-te și fă-ți treaba. Domnule, vreau să fac hard mode-ul ăsta odată.
fix cel care vrea să se uite la Granny nu e pe live. Interesant. Bă, poate are și el treaba lui, chiar dacă mă îndoiesc. Cred că stai și se uită pe altceva. Ok, hai să... Nu e aici. Da, cum am și crezut. N-am noroc astăzi. E fix în rafturile alea retardate. Deci sunt mort, mai pe scurt. O să iau o mână? Nu, nu pot. Because, of course. Ușa aia e închisă, nu știu de ce. Băieți, dacă cineva e activ pe live-ul ăsta, deci chiar sunt curios, ați văzut unde live aveam dropat eu arma? Deci vreau să merg fix în locul ăla, după ce am timp. Vreau să văd dacă... Sper să-mi spuneți și mie în comentarii, scuzați-mă, dacă ați văzut unde n-ai bai arma. Că eu știu unde sunt darțurile, dar arma nu. Babăciunea nu vine. Logical. Of course. Acum ai venit, bă, deci... Cum a făcut atâta mers? De unde n-ai bai venit? Eu nu înțeleg de... Vii de la 3000 de depărtare așa de încet și e și rapidă. Când auzi ceva, fugi. Nu, acum n-ai vrut. Ți-a fost lene. Să mă refac, o zbunesc. A, sunt mort. I'm dead. S-a mor tu ca me... Serios? Am scăpat la limită. Ce faci, băbăciune? Acum vii, a? Am scăpat de tine la muchii de cuțit. Yay! Ok, acum. Unde naiba arma? Deci eu... Nu știu. Cum naiba pot eu să găsesc arma? Cum? Dacă nu știu unde ești nimeni pe live, nu poate să deruleze înapoi să-mi spună. Pentru că ei... Într-un fel... Nu știu de... Eu nu știu de ce au intrat pe live dacă nu mă ajută și pe mine. Deci nu știu, așa să stai acolo. Bă, unde pe live să ajungi tu omul așa, stai acolo. Eu nu înțeleg de ce nu mă ajută nimeni. E așa trist. De ce? Nu știu. Ai vreo problemă cu mine? Adică, serios. Raul Dragoș, știi că mi-ai spus tu acest lucru, m-ai făcut așa, prost pe față. Știi de ce? Pentru că eu știu că e în bucătărie. Tu îți dai seama, nu? E singurul loc în care nu am căutat. Frate,
Eu vreau să știu unde e arma. Dacă eu nu o tranquilizez pentru 30 de secunde, eu nu am cum să caut acolo, pentru că ori va scârți podea, ori voi călca sârma aia retardată, ori nu știu ce. E imposibil. Pentru abilitățile mele, pentru că eu nu sunt pro player. Și e și hard, nu e easy ca să pot să-i dau juke pe lângă masă. Deci te rog frumos, poți să te uiți pe live să vezi unde am dropat arma? Că eu am folosit arma decât o singură dată. După ce am folosit-o, am dropat-o undeva, eu nu știu unde e, frate. A intrat prin perez, nu știu. Vreau să-mi spui și mie, poți să faci acest lucru pentru mine? Știu că acolo e codul, eu vreau decât să știu unde e arma. Să o tranquilizez pe proasta aia de babă. Vreau să știu unde e arma. Atât. E ultimul lucru care vreau în acest moment. Am murit odată. Hai, să sperăm că mai murim încă o dată. De, eu pot să mă risc să caut codul. Dar de ce m-aș risca când pot să nu mor deloc? Îmi spune și mie unde e arma? Hm? Puteți să faceți asta pentru mine? Nu cred că e așa de greu să-mi spui unde e arma. Am găsit-o eu singur. Mulțumesc pentru nimic. Și nu, încă nu mă risc. Mai întâi o atrag. Ce? Doamne, băgam. Mi-a stat inima în loc. Deci mi-a stat inima în loc, vă spun foarte sincer. Cred că puteam să fac infart în acel moment. Ce? Mă. Ok, am găsit arma, deci dacă cine caută, îmi pare rău că l-am pus să caute. Am găsit-o, nici nu știu cum căuta la ușă, dacă eu am dropat-o să iau, o, doamne, nu înțeleg, dar oricum, am găsit-o, cumva. Băbăciunea aia nu mai vine, că știe că... Ei, ea nu e proastă, înțelegeți? De-aia nu vine. Băia s-a dus cumva afară. Nu știu. Sincer, nu știu. Da, e afară, ok. Hai să o împușcăm pe babăciunea asta. Să sperăm că face și noi treabă. Și da, o să o împuș de două ori, nu o să o împuș doar o dată. Îmi pare rău. De fapt, știi ceva? Am o idee. Am o idee mai bună. Dar în primul rând va trebui să o fac să vină cumva... Îmi fac planul, băieți, îmi pare rău că vă fac să așteptați. Încerc să-mi fac planul cât mai bine. Urăsc băbăciunea asta când zice chestia asta. Și ceva. O să o împușc afară. Și gata, asta e planul. Sper doar să nimeresc și să nu se blocheze. Ca să mai s-a mai întâmplat să se blocheze și să nu-și tragă. Și am pierdut așa, easy peasy, lemon squeezy. Sau să nu vină băbăciunea și după când să mă duc la sârmă să vină și să mort, of course. Hai vin odată băbăciune proastă. Hai deodată. Haide. Oh shit. Perfect. Aleluia. Dă Domnului. Dă Domnului. Să găsim și noi ceva.
Codul, ok. A scăpat. Cred. Yes, am scăpat la limită. Cred. Nu știu. Băi, eu m-am băgat. Eu tot ce știu e că m-am băgat în cutie. Și când ești în cutie, ești salvat. Asta e tot ce vreau și să știu. Ha, ce faci, bătrână? Ai dat fail, băgămeș. Ai dat fail. Am băgat codul, mai am nevoie decât de cheiță. Ai dat fail. Acum o să iau cogwheel-ul din chestia aia și o să dai fail. O să băt hard mode. Proasto. Te-am uzat, e. Oh, shit. Să nu fac vreo prostie, că mă cac. Scuzați-mă. Așa. Oh, dacă cumva se întoarce, nu am să cred. Deci jocul ăsta mă vrea mort. Frutos. Ia uite pe babă, ia uite, dacă ieșeam acum. Nu e bună. Încă o să aștept, încă o să aștept. O să aștept aici 10 secunde, număr până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și ultima chestie, băieți. Abia așteptați, nu-i așa? Să pun acest master key în ușă. Și eu aștept de multă vreme, să știți. Mă simt așa de bine. Dar ca să fim safe, o să omorâm. Logic. Să sperăm că se va întâmpla. Hai, băbucine sărită de pe fix. Vrem să câștigăm. Vrem să freaking câștigăm. Haide. Vreau doar să câștig, băbucine. Asta e tot ce-mi doresc. Mersi. Că ți-ai dat viața așa de simplu. Pentru mine, ca eu să câștig. Ok, băieți, asta e momentul final. Vom termina hard mode. Știu, sunt cel mai șmecher. Of course. Oh, și-o băiuții. Și l-am terminat în 51 de minute, cam așa. Bă, pentru experiența mea de rahat și pentru cât ghenion am, eu zic că e bine. Nu a mai fost 2 ore. Și gândește că normalul l-am terminat în 2 ore. Deci am avansat, dacă pe hard l-am terminat într-o oră. Și logic îmi bagă un ad ca să ne felicite. Ce faci, Linda? Oh my god, Abraham, Hendrik, Jacqueline, oh my goodness. Ok. Granny, mamă ce sex. Ah. Ok, da, suntem ciudați. Așa, deci, am terminat Granny, frumos, pe hard. Și am, deci cum am zis, am făcut un episod în care am terminat pe easy, un episod în care am terminat, un live pentru care am terminat pe normal și un live pe hard. Eu zic că e totul bine. O să încheiem live-ul aici, sper că v-a plăcut. Și încă o dată, ca să vadă tot românul, vreau să vă spun foarte sincer. Vreți să continuăm seria de Limbo sau nu? Spuneți după... De fapt, spuneți în episodul de Limbo, în comentarii, dacă vreți să-l mai facem. Cei care vor spun da și cei care nu vor spun nu. Deja am văzut două comentarii de da. Deci dacă unul spune nu, pot să continuăm seria. Dacă spun 3 de nu, așa, și dacă spun decât 2 nu și logic 2 da, atunci pot să fiu... O să continuăm oricum, pentru că nu ai ce să spui. Îi deranjăm pe toți. Deci cam așa e. Deci da, ce pot să spun? Sper că sunteți bine. Sper că aveți o seară frumoasă, eu sigur am avut după ce am terminat. Și da,
Cei care nu au văzut cum am terminat pe hard, puteți să dați foarte frumos în derularea live-ului după ce se face. Și o să vedeți cum am terminat eu pe hard în numai 51 de minute, acum e 52, că na, outro-ul ăsta durează cam mult. Deci da, nu uitați, dați un like, un share și un subscribe și noi să ne vedem data viitoare cu un nou live sau un episod. Cu un anumit joc. Pa, pa!